Recent în București a avut loc summitul european de rugăciune, care a avut ca temă rugăciune pentru pacea Europei. Au participat lideri de rugăciune din națiunile europene, din Statele Unite ale Americii și din alte zone ale lumii. Cu acest prilej s-a arătat că este nevoie de unitate și de mijlocire neîntreruptă. Lucrul cel mai important s-a întâmplat, Domnul a venit și restul este ceea ce El știe să facă. Iar astăzi, prin harul Lui, am făcut această declarație, legământul de bineprimire Împăratului Slavei, care este o progresie a unui legământ sau reafirmarea legământului nostru de dragoste și de căsătorie cu Domnul Iisus Hristos ca biserică. Noi suntem mireasa Lui. Iar în Isaia 62:4 spune: nu te vei numi părăsită, abandonată, ci te voi numi Hepsiba, plăcerea mea este tine, și Beola, tu ești în căsătorie cu mine, legământ de căsătorie, cea căsătorită cu Domnul. Recunoscând această extensie a binecuvântărilor și promisiunilor Dumnezeu de la Israel, rădăcina la neamuri, am primit de la Domnul și am adoptat numele Beola, cea căsătorită cu Domnul, și am afirmat adevărul acesta astăzi, pentru că Domnul privește dintr-o diferită perspectivă lumea, nu cum o văd politicienii și globaliștii lumii actuale, și cheamă ca unitate. Și nădăjduim ca în curând, în primul rând, să auzim la știri oprirea războiului, în al doilea rând, revenirea în unitate. De fapt, acest moment este primul moment autentic, de mare importanță și dimensiune la nivelul continentului, după lockdown, după toată acea perioadă teribilă de COVID-ul, când țările au fost separate, biserica a fost forțată să nu mai țină închinare. Deci mulțumim Domnului că am început cu ceva care a fost după voia Lui și nădăjduim că rezultatele vor fi pe măsură.